Autoritățile egiptene au fost de acord cu cererea Israelului de a nu stabili un calendar pentru retragerea IDF de pe coridorul Philadelphia ca o condiție prealabilă pentru un acord de schimb de prizonieri între Hamas și Israel, a informat ziarul libanez Al-Akhbar. Potrivit presei arabe, acordul reprezintă o schimbare a politicii egiptene, dar care a cerut ca retragerea de pe coridorul Philadelphia să aibă loc cât mai curând posibil. Înalți oficiali americani se află în prezent la Cairo, făcând presiuni asupra guvernului egiptean să staționeze forțele egiptene în Gaza ca parte a acordului de schimb de prizonieri și de încetarea focului. Liderii egipteni refuză să discute despre opțiunea de a trimite soldați egipteni în Gaza și cer ca mai întâi să existe un acord de încetare a focului alături de angajamentul israelian de a rezolva problema palestiniană. Hamas a anunțat că respinge noile propuneri de acord pentru eliberarea ostaticilor și încetarea focului. Ei au cerut ca o condiție inițială, înainte de orice alte negocieri pentru eliberarea ostaticilor, ca Israelul să se retragă complet din Gaza și să dea asigurări că nu va mai intra niciodată în Gaza. Toate aceste condiții fac acordul de eliberare a ostaticilor tot mai puțin probabil. O întrerupere masivă de curent care a lăsat zone vaste din Liban fără electricitate a stârnit o reacție de furie larg răspândită în rândul locuitorilor libanezi împotriva Hezbollah. Gruparea teroristă susținută de Iran deține influență semnificativă asupra Libanului, inclusiv asupra Ministerului Energiei. Dar furia populară a atins noi culmi atunci când a fost dezvăluit faptul că președintele Electricité du Liban, compania de electricitate de stat, se afla într-o călătorie de agrement în Grecia când s-a produs întreruperea curentului. Pana de curent a avut loc din cauza unei lipse severe de combustibil, care a făcut ca instalațiile de producere a energiei electrice din Liban să fie inoperante. Uzina Zarani, una dintre ultimele surse de energie rămase pentru țară, a fost forțată să se închidă, lăsând întreaga națiune în întuneric. Infrastructura critică a națiunii, inclusiv aeroportul internațional din Beirut, funcționează acum exclusiv pe generatoare de curent. Trei soldați din forțele de menținere a păcii ONU, aflate în patrulare, au fost răniți ușor atunci când a avut loc o explozie în apropierea vehiculului lor marcat cu ONU în satul Yarine, din sudul Libanului, a declarat purtătorul de cuvânt al Forței de Menținere a Păcii a ONU în Liban, UNIFIL, Andrea Tenneti, potrivit Reuters. Toți membrii trupelor de menținere a păcii din patrulă s-au întors în siguranță la baza lor, a spus purtătorul de cuvânt, fără a oferi mai multe detalii despre natura exploziei. Examinăm incidentul, reamintim cu claritate tuturor părților și actorilor responsabilitatea lor de a evita rănirea forțelor de menținere a păcii și a civililor. UNIFIL, care acționează ca o forță tampon între Liban și Israel și operează în apropierea graniței, lucrează la implementarea rezoluției 1701, care a pus capăt celui de-al doilea război din Liban în 2006. De mai multe ori, lideri Hezbollah și politicieni libanezi simpatizanți ai acestora au cerut ca forțele UNIFIL să fie retrase din sudul Libanului, astfel încât grupările teroriste din zonă să poată acționa libere împotriva Israelului. Ierusalimul a cerut insistent ca trupele UNIFIL să rămână în zonă și să își ducă la capăt misiunea de menținere a păcii. Inițiativa creștină Salvation Crew, în colaborare cu mișcarea misionară norvegiană Jesus Revolution și alte organizații creștine de diferite confesiuni, a organizat sâmbătă 3 august la Praga cel de-al doilea eveniment intitulat Marșul lui Isus. Evenimentul a fost o continuare a unei reuniuni similare din noiembrie 2023, la care au participat 1000 de persoane. În acest an, participarea a crescut la aproximativ 2300 de oameni. Marșul a avut loc în piața Hradčany, lângă castelul Praga, iar mulțimea a cântat câteva cântece conduse de muzicieni de la o biserică locală din Praga și a ascultat o introducere a predicatorului Peter Kuba. Ulterior, participanții s-au mutat la Klarov, lângă sediul guvernului ceh. Pastorul Olainka Ojo a vorbit acolo, după care procesiunea a traversat apoi râul Vltava și a continuat până în piața orașului vechi. Organizatorii prenuiesc cel de-al treilea marș anual al lui Isus pentru august 2025. Scopul evenimentului este de a oferi un cadru în care creștinii din Republica Cehă să poată mărturisi public numele lui Hristos. Alpha.